Salutare! Astăzi, datorită tehnologiei, ne vom întoarce un pic în Portugalia. O să vedeți și cum. Vreau să vă spun povestea unor tineri călători, unii dintre voi poate știți, alții poate nu știți, dar aveți ocazia să-i descoperiți acum. Ei se numesc Raluca și Eugen, împreună fiind Two Hearts, Four Wheels. Cine nu-i urmărește, căutați-i pe YouTube, pe Facebook, pe Instagram, cu numele ăsta. Two Hearts, Four Wheels. Ei și-au dorit în 2018 să călătorească mult mai mult și au ajuns la concluzia că ar fi bine să-și cumpere o autorulotă, rulotă, un van. Iar după ce au făcut ceva research și-au cumpărat o dubiță pe care au convertit-o ei în 2019. Iar la scurt timp după ce au convertit dubița s-au hotărât să plece în lume. Ei, doi oameni ca mulți alții, el IT-ist, ea la o multinațională și au lăsat toate cele în urmă și au plecat în iunie 2019 prin Europa. Au stat 6 luni, s-au întors, iar acum, în vara asta, au plecat din nou prin Europa și o să intrăm un pic în legătură cu ei, să ne povestească mai multe, unde sunt acum, ce fac, care e viața pe acolo. Și vorbim un pic despre van life cu ei, că și despre asta e vorba. Van life, Two Hearts, Four Wheels. Suntem în direct cu Two Hearts, Four Wheels, deci aveți doar 4 roți, n-aveți și de rezervă una sus? Mai avem, de fapt avem, câte mai sunt? Mai sunt încă 2, încă 4 roți, mai avem la biciclete. Ah, perfect! Ei sunt acum în Portugalia, sunteți plecați de când? 3 luni. 3 luni, facem, da. Când? Pe 15 acum, pe 15 facem 3 luni. Și prin ce țări ați fost până acum? Ungaria, Austria, foarte repede Germania și Franța. Spania, am stat ceva pe Spania, partea de nord. Da, coasta nordică a Spaniei și acum Portugalia, da. Și cum e în Portugalia? Cald. Și mulți măslini. Fără de căldură, înțeleg că spuneai la un moment dat că se cam strică treaba pe acolo cu paradisul van life-ului. Care e situația pe acolo? Da, mă rog, nu știu cât dintre cei care ne urmăresc cât știu, dar na, Portugalia era cunoscută drept paradisul van life-ului și foarte, foarte bine primit și peste tot puteai să faci wild camping fără nicio problemă. Ah, și by the way, chestia asta se întâmplă și în nord, în Finlanda, Norvegia, care la fel erau foarte open. Da. Către van life, da, datorită mizeriei lăsate în urmă, au decis să interzică wild camping-ul, drept pentru care acum se dau și amenzi. Dacă ești prins, se dau și amenzi direct, nu mai merge cu avertisment, cu pleacă de aici, cu... Bine, probabil asta latitudinea polițiștilor, dar în principiu s-au pus pe treabă, știi? Da. Avantajul în Scandinavia e că în mai toate locurile astea în sălbăticie cam au și toalete, au un pic de amenajare și nu rămâne, nu prea facem. Sunt drăcoste acolo, nu? Sunt un pic mai civilizații pe nord acolo, sunt un pic mai curați așa mai. N-am înțeles cum ai întrebat, Raluca. Zic, e contracost acolo, probabil e un fel de, nu? Fără plată, fără nimic? Tot. Nu. Ah, nici nu prea există camping-uri cu cost. Da. Cum am găsit în Austria, știi că am găsit și noi. Da. Da, cam asta e treaba. În rest e foarte cald, foarte frumos, nouă ne place Portugalia. Încă n-am apucat să ajungem la ocean anul ăsta, dar cred că peste vreo săptămână așa o să plecăm spre ocean. Spune. Ați vizitat până acum și ce v-a plăcut? Mamă, păi n-am vizitat nimic, să știi. În Portugalia. Noi anul trecut am mai fost în Portugalia și am vizitat câteva chestii. Dar anul ăsta am avut și un mic ghinion cu mașina fix la aproape de intrarea în Portugalia. Eram în Spania, ni s-a stricat mașina și având niște prieteni prin centrul Portugaliei, am zis hai să-i dăm repede de tot la ei ca să ne rezolvăm treaba, să nu ne lase în drum de binele, știi?
Și de când am ajuns la ei, a durat un pic, nici ei nu au putut să ne ajute fix atunci am imediat. Am încercat să o reparăm noi. Am încercat să o reparăm noi, m-am murdărit de vasină vreo câteva zile să fac așa impresii pe Instagram. Am văzut pe stories, pe Facebook, am crezut că ești Kirghiol sau ceva cu nămol. Da. Nu era la te, Kirghiol, era. Da, și într-un final am reușit să o reparăm, dar după aia a venit sezonul de cules via și am rămas în continuare o săptămână să culegem via. Acum suntem la o fermă, avem grijă de o fermă pentru 10 zile, că au plecat ownerii în vacanță. Voluntariat. Și facem voluntariat aici și când se termină treaba asta o să-i dăm spre ocean. Probabil o să ajungem și prin Porto, prin Braga, n-am apucat să facem nordul Portugaliei absolut deloc. Și ne dorim. Da, e mică, putem să o luăm la pas. Da, aveți timp. Dar legat de situația asta cu virusul, cum mai e cu restricțiile prin orașe, ce se întâmplă? Aici e destul de chill așa, adică atunci când intri în spațiile comerciale, într-adevăr, toată lumea le poartă. În schimb, uite, noi acum cum suntem în zona asta mai de sat, în partea rurală și cum toată lumea știe pe toată lumea, este în regulă. Adică nu poartă măști nici dacă intră în magazinul de la colț sau să iau pâine ceva, știi? Sunt destul comunități de mici, relaxat, comunități exact. Mici, știi? Și nu... Practic toată lumea se cunoaște cu toată lumea, exact ca noi la țară, știi? Și nu... poartă nimeni mască, dar dacă te duci la un hipermarket, la ceva, da, toată lumea e cu mască. Alte restricții n-am avut, n-am întâlnit, n-am... Am înțeles că de pe 15 ori să bage starea de alertă. Nu știm exact în ce constă, dar vedem pe parcurs, cum n-avem televizor. Suntem și un pic grupi de lume, da, nu prea urmărim știri, nu prea, doar ce mai auzim așa pe aici, pe acolo, pe la unul altul, dar în rest nu știm, habar n-avem. Dar de simțit pe pielea noastră încă n-am simțit nimic, nicio restricție deocamdată. Da, pentru că nu sunteți în zonele aglomerate, că de turistice, exemplu, probabil, exact. Da, vom vedea când am ajungem putut la vizita, Nazare sau Lisabona sau Sintra. Sau Sintra, da, Sintra era închisă, nu aveai voie. N-ați fost? N-ați apucat. Da, n-am Sintra apucat. A fost anul trecut. Apropo de vizitat. Apropo de ce am vizitat, am fost anul trecut la Sintra, da, și acolo am făcut primul frig anul trecut. Da, super frig noaptea la Sintra, da. Anul trecut voi ați fost foarte mult timp plecați. Cât a stat plecați? Știu că v-am urmărit pe YouTube. Cam acum un an și ceva v-am descoperit eu. Când cam voi cred plecați? Că de atunci ai pornit. Cam de atunci am început, da. N-am fost mult plecați. Am stat doar 6 luni plecați anul trecut. Luni. Pentru mulți este ceva. Da, bine. Da. Gândește că teoretic vacanța unui an pe an este de, nu știu, o săptămână, două, cât e? 3 săptămâni. O lună, știi? 6 luni deja. Da, bine, am zis că e puțin în ideea că noi când am plecat anul trecut, prima dată când am plecat, am zis că un an, un an jumate. Nu ne mai întoarcem. Nu ne mai întoarcem, știi? Și na, s-a întâmplat că după 6 luni să fim nevoiți să ne întoarcem, o problemă personală de familie și na, a trebuit să ne întoarcem, că altfel probabil n-am mai fi stat. Plănuiam să facem iarna în Maroc, în Sahara de Vest, tot așa cu cineva, nu știu, vorbisem cu Radu Tudoroiu, dacă-l știi, vorbisem să mergem cu ei, că au făcut și eu expediție acolo în iarnă, în decembrie și plănuisem să mergem cu ei. Dar na, s-a schimbat. De 6 luni a stat anul trecut. Și am făcut cam același traseu de anul ăsta cu mici diferențe. Anul ăsta am luat-o prin Ungaria, Austria, ca să mergem la fratele ei. Am stat puțin acolo. Plănuiam să ajungem în Belgia. Dar datorită zvonurilor că se închid granițele, că ne spânzură, că ne omoară, am zis ok, nu aș vrea să rămânem blocați prin Franța. Doamne ferește! Nici Germania. Așa că hai să-i dăm repede în Spania, că dacă rămânem în Spania e ok, dacă rămânem în Portugalia e ok. E și mai ok, dar n-am vrut să rămânem blocați pe acolo, așa că am sărit-o, știi, un pic anul ăsta. Da, am dat mai repede. Anul trecut am fost super relaxați. Croația, Slovenia, nu mai știu, Italia toată, sudul Franței, Spania am luat-o așa, am încercuit-o un pic. Și un pic de Portugalia. Am fost pe la Nazare, la Peniș, să vedem și noi valurile alea mari și faimoase. Și le-ați prins? Băi, nu chiar așa în toată splendoarea lor. Am prins destul de mari. Dar... teoretic, noi cred că eram prin octombrie, sfârșitul octombrie și ele parcă sunt prin noiembrie. Teoretic e un interval în care, într-adevăr, sunt de zeci de metri. Poate anul ăsta. Dar mai băgăm o fisă. Asta în cazul în care nu e parcarea noastră preferată de acolo închisă. Închisă, da. Vom vedea. Am descoperit trecutul loc mișto la ocean.
O urmăream pe YouTube anul trecut. Ce se întâmplă cu YouTube-ul că nu mai e la zi? Băi, da, anul trecut am început așa... Entuziasmați. Mă rog, n-am mai făcut niciodată niciunul dintre noi YouTube până anul trecut. Și am zis, ok, hai să facem cu chestia asta că e interesantă. Da. Și ne-am propus noi așa, săptămânal, să facem o chestie. Știi? Și na, neavând experiență, neștiind ce și cum se mănâncă treaba asta. Aparatură, da, nu vrei să știi cum făceam și cum montam și cu așa. Și făceam episoade de 20-30 de minute, mega lungi. Nu știu, pentru ce mi-au zis și mie alții, bă, nu merită, știe mult. E, și deveniți așa stresant la un moment dat, în fiecare săptămână, trebuie să faci episod, știi, de o jumătate de oră. Și mă chinuia mega tare, știi, și am zis, bă, dispare plăcerea, zic, nu e bine. Și a rămas că anul ăsta o să reluăm treaba. Uite, până acum suntem plecați de 3 luni, n-am făcut încă niciun YouTube, dar o să facem. Avem filmulețe, deci avem filmat, avem material. Încă n-am făcut pentru că, sincer, uite, am fost și prinși cu munca, cu măsline, cu struguri, cu ce am cules pe aici. Portocale. Dar o să facem, dar o să schimbăm un pic treaba, nu mai facem așa episoade mari de jumătate de oră. Shorts, așa, 5-10 minute, chestiile mega interesante, știi, nu mai punem chiar tot. Dar așa... între timp ne-am apucat cu altă treabă, știi, și a făcut ea un canal, Viața în Roz. Da, l-am văzut. Și am început și am montat acolo câteva filmulețe, știi, adică n-am stat chiar degeaba. Să mai capete experiență. Pe canalul tău. Da. Da, uite, apropo de lungime, că mulți oameni nu ne-au zis invers, că sunt prea scurte, că faceți lungi. Lungimea nu contează. Da. Nu știu, frate, nu știu ce să zic. Asta e încă o necunoscută pentru mine, dar ideea oricum cu lungime, apropo de lungime. Și când trebuie să faci o jumătate de oră de video, bine, noi făceam o dată pe săptămână și gândește că vroiam să comprim 7 zile în care umblam de nebuni și filmam ore, vroiam să comprim tot într-un film, știi? Și na, vrând nevrând îmi ieșea la jumătate de oră, la 40 de minute și neavând experiența unui montaj, să știu ce să aleg, cum să aleg, știi? Ieșeau filmele astea. Am încercat să mă uit la ele ulterior, jur, mă plictiseam. Cel puțin primele 3 episoade. Adică mă uitam și zic, mamă, cum se uita lumea la chestia asta? Adică, bune? Mi se pare too much, știi? E bine că am căpătat așa know-how. Ideea este că noi am și fost disperați la propriu în primele 2 luni, 3 luni. Fix, probabil că ați avut și voi la început starea de turist. Vreau să văd aia făcut, pozat, mâncat, vizitat, plecat. Mai nu dormeam de două ori în aceeași loc. Și efectiv mi s-a întâmplat exact în prima lună. Nu am dormit de două ori în același oraș, dar rămite în același loc. Adică eram atât de entuziasmați. Eram pompă, 2 kilometri, 5.000. Am făcut, da, super mulți kilometri. Da. Și probabil că și asta a impactat, știi, că una e într-o săptămână să vizitezi și tu, drăguț, un oraș sau să ai o poveste interesantă de spus, una e să ai 1.000, știi, automat crește, crește acolo timpul. O să revenim cu YouTube-ul categoric, am mai făcut între timp niște chestii, mă rog, de astea, filme tehnice prin iarnă cât am stat acasă, care am văzut că au avut destul de bine, că au prins bine. Și o să revenim, dar pe alt model. Un pic mai scurte, un pic mai interesante, un pic mai altfel. To Hearts for Wheels upgraded. Da, version 2.0. Atunci, unde... Lasă-mă dată cu iPhone, sper să mai apară unul ceva. Unde vă pot urmări oamenii la zi? Pe Facebook? În principiu, da. Cel mai Facebook activ și suntem Instagram. Facebook și Instagram, dar mai mult cu poze, na, știi? Da. Dar ca, story, povești, ca povești, da, pe Facebook și Instagram suntem acolo, zilnic postăm, cred. Și am început să mai postăm și pe jurnal, pe toharsforwheels.com, gen site-ul pe care site el l-a mai făcut, știi, dar și... mai, cel mai actual suntem pe Instagram, clar, acolo zilnic postăm. Deci îi găsiți pe Facebook, pe pagina toharsforwheels și vor reveni pe YouTube, cu forță, la un moment dat. Uite că și Ancuța e entuziasmată, vezi? Da. Și nu face asta. Avem 3 de da. Da. Bun, și... păi noi o să vă urmărim aventurile în continuare. Mulțumim. Sperăm... Bine, voi și voi pe noi. Da, poate ne și intersectăm la un moment dat. Ar fi grozav. Ar fi fost grozav, da, să ne intersectăm, dar nu se știe niciodată pe unde ne poartă roțile. Exact, da. Bine,
Păi, la revedere de la privitori, ascultători, nici nu știu cum să le spun, youtuberii. De la privitorii noștri de pe YouTube. Prieteni virtuali, sună cel mai bine. Exact, da. Da, vă mulțumim. Facebook. Vă mulțumim frumos. Bine, mulțumim. V-am pupat. Zi frumoasă în continuare. Da.